Am ajuns la Olimpiada în 1976, exact aici, pe pârtia din Innsbruck. Deci un oraș cu mari tradiții al acestui sport, care are în România o tradiție extraordinară. Și aici am întâlnit o fată minunată, nu pentru că era foarte mare sportivă sau că arăta excepțional, având înălțimea de 1,90 și având o greutate de 80 de kilograme, nu. Era o fată foarte simplă, țin minte. Am ajuns la Bob din atletism, m-a trimis antrenorul meu. Vreau să mă las de sport la momentul respectiv și mi-a propus să încerc la Bob. Și am avut norocul ca la primele campionate naționale ale României să mă întâlnesc cu Paul Neagu pe această pârtie în curba 14. Cunoștea limba germană la perfecție, limba engleză și avea și cunoștință de limba franceză. După pârtia din Innsbruck am mers împreună în Königsee, am învățat încet încet, iar în al doilea an am câștigat școala de Bob împreună cu Andreea Grecu. Am fost nominalizate să omologăm pârtia de la Sochi, ne-am bucurat foarte mult în 2012. Acum am început acest sezon cu două rezultate excepționale și am câștigat în două zile două medalii de bronz. Avem speranța că mâine vom începe primul concurs al campionatelor Cupei Europei cu un bun rezultat. Ce facem noi acum? Mergem să mâncăm ceva dietetic. Masă de Bob! Thank you.
spune. În momentul de față sunt foarte bucuroasă. Am reușit să debutăm și sezonul acesta cu 2 locuri 3, ceea ce nu ne-am gândit până acum. Trebuie să fim foarte rapide, să avem forță explozivă și să reușim să transpunem viteza și forța într-un bob care cântărește 180-190 de kg. Menirea mea a fost astăzi să îmi depășesc recordul meu din Innsbruck, din startul meu din Innsbruck cu Maria. Iar apoi să sărim în el și să ne bucurăm de cei 145 km la oră pe care îi putem atinge pe pârtie. Ieri am avut surpriza să ajung în sosire și să văd că sunt pe locul 3 după prima manșă. M-am gândit imediat ce greșeli pot să mai corectez, să-mi păstrez locul și în a doua manșă, pentru că concursul nu se termină după prima coborâre, se adună timpii la final din cele două coborâri. Și am corectat virajul 9, virajul 3 și după a doua manșă am văzut că am menținut locul și n-am putut decât să țip în start împreună cu Andreea. Atunci când olandeza a venit în spatele nostru cu 8 sutimi, n-am putut decât să țipăm de fericire că am reușit să luăm a doua medalie în 2 zile. Organizarea unui campionat mondial pe bob pe rotile, de starturi pe 50 de metri, pe malul Mării Negre, unde în 2016 putem să preluăm campionatele mondiale care s-au ținut 12 ani de zile la rând în Monaco. Vom face totul ce ne stă în putință să ajungem la această organizare împreună cu Federația, cu Ministerul, să ne ajute și să organizăm ceva ce să rămână în memoria sportivă pentru acest sport.